Totul ar fi pornit de la o pană de curent survenită în timpul nopții. Spitalul a fost alimentat de generator, iar când a revenit energia electrică în rețea, transformatorul a explodat. Riscul extinderii incendiului era foarte mare, iar cadrele medicale au hotărât evacuarea pacienților și a aparținătorilor. Am fost alertați să intervenim pentru stingerea unui incendiu produs în curtea spitalului Robanescu, incendiu produs la un transformator care s-a propagat și la două autoturisme. Ca măsură de precauție s-a evacuat spitalul. Medicii de la spital au sunat la firma de distribuție electrică cu un sfert de oră înaintea exploziei. A fost o pană de curent, o oră jumate am funcționat pe generator. În jurul orei 9.35, 9.40 a pornit curentul și în momentul acela a explodat, a fost o flamă și a pornit incendiu de la transformatorul, transformator care era nou. Erau internați la momentul respectiv 79 de copii și până la 110 aparținători, deci 21 de aparținători și 79 de copii. Toți au fost preluați de către spital, acum sunt cazați și sunt în siguranță. Copiii evacuați au vârste între 4 luni și 17 ani, iar 4 dintre ei erau la terapie intensivă. În 10 minute, cei aproximativ 100 de copii și aparținători au reușit să iasă cu toții din clădire. Cei de la firma de distribuție electrică spun că transformatorul era în proprietatea spitalului. Ce transformator depindea, era în administrarea spitalului, da. Nu a dumneavoastră. Da. Dumneavoastră, în ce stare ați găsit transformatorul? Iar complet ați putut să trageți de concluzie de la ce a pornit? Nu pot să vă dau mai multe relații. Mari sau posibil, posibil. Nu, nu a fost nicio pană de curent. Așa am înțeles, că a fost pană de curent. Nu știu ce să vă zic. Transformatorul a explodat, nu știm cauza exploziei. Normal că urmează colegii să stabilească acest lucru. Dacă era nou, vechi, ce s-a întâmplat, nici nu vreau să intru în speculație. Așteptăm raportul, o să fie raportul dat în următoarele o zi, două din partea ISU București pe cauzele explozie, dacă vom putea să le elucidăm. Premierul Marcel Ciolacu și ministrul Sănătății Alexandru Rafila au vizitat Spitalul Marie Curie, unde au fost transferați copiii în urma incendiului. Premierul a anunțat o anchetă rapidă și a promis investiții masive în sistemul de sănătate. Este foarte greu să prevezi că un transformator aflat în garanție explodează. Important e că doamna doctor, repet, a luat deciziile cele mai bune într-un moment în care cu adevărat se putea transforma într-o tragedie. Cei care sunt abilitați să facă această anchetă o să vină cu lămuririle. Mi-aș dori foarte mult să fie pe o perioadă mai mult decât rezonabil. Asta este sistemul public în acest moment. De aceea avem prin PNRR și prin BEI aproape 5 miliarde de euro pentru investiții. Inspectoratul General pentru situații de urgență au fost extrem de operativi, au trimis un generator care să facă posibilă aprovizionarea întregii clădiri cu energie electrică. Toate spitalele au generatoare. Aici, având în vecinătate apropiată Spitalul Marie Curie, există și o altă soluție care durează puțin mai mult timp, dar până atunci a funcționat după bază de generator, încât energia electrică să fie furnizată de către cei de la Marie Curie. Deși s-au speriat foarte tare, copiii internați la centrul de recuperare Nicolae Robănescu nu au fost răniți și nu au suferit atacuri de panică. Pacienții au ajuns cu bine în Marie Curie, în Spitalul Marie Curie, spitalul gazdă. Sunt foarte bine îngrijiți pe secție de către colegii noștri. Am trimis și asistentele și medicii de la noi din spital să verifice starea lor și să se asigure că nu duc lipsă de nimic. 11 pacienți au plecat acasă, 75 au rămas aici în Marie Curie. Evident, este un număr mare. În această după-amiază, cadrele medicale și echipajele SMURD au început mutarea copiilor înapoi în centrul Robanescu. Transformatorul care a explodat și care a pus în pericol viețile a 10 de pacienți era în garanție. Aparatul a fost instalat în octombrie 2022 de o firmă agreată de distribuitorul de energie electrică și a fost achitat de